Săracii bătrâni, persoanele cu deficiențe mentale și fizice, dar și homosexualii sunt grupuri discriminate cel mai frecvent în Republica Moldova, arată un studiu realizat de Institutul de Politici Publice. Potrivit cercetării, diferența între săraci și bogați, pierderea unei valori morale, dar și promovarea urii și discriminării de mass media sunt factorii principali care au dus la sporirea discriminării în ultimul timp în țara noastră. Astfel, 32% din respondenți consideră că persoanele sărace sunt cele mai discriminate, 29% consideră că bătrânii sunt nedreptățiți, iar 26% din respondenți sunt de părere că persoanele cu deficiențe mentale sunt discriminate în Republica Moldova. Studiul a fost realizat pe un eșantion de 1070 de persoane în perioada 27 iunie-8 iulie 2014.